Peste 300 de specii ale acestei flori delicate cu frunzele în formă de inimă și ușor dantelate. Puterea culorilor este fantastică, iar simbolistica pe măsură. Cu ele poți transmite în general ideea de modestie. Cele albastre înseamnă încredere, adică întotdeauna voi fi sincer cu tine. Cele albe au drept semnificație să acordăm fericirii o șansă. Vorbim desigur despre violete, cultivate cu precădere în zona mediteraneană. Există un loc al lor special la Toulouse, în sudul Franței. Este orașul violetelor, care sunt celebrate în fiecare an la începutul primăverii. Au fost aduse aici din Italia în secolul al XVI-lea și sunt cultivate și acum doar de câteva familii. Tot aici există și Maison de la Violette, adică o casă a violetei, amplasată pe un fost șlep din anii 30, devenit în urmă cu două decenii un veritabil butic de violete, în sensul adevărat al cuvântului, dedicat acestor flori delicate. Altfel spus, locul poate fi considerat și un popas binevenit în spațiul tradițional francez din această regiune. Găsește aici un întreg univers dedicat violetei de Toulouse. Cofetărie, parfumerie, ateliere artizanale de broderie și ceramică, o expoziție permanentă de fotografii și cărți poștale vechi, dar și un spațiu pentru degustări. Printre delicatese, un admirabil lichior de violete destinat cocktailurilor cu șampanie, dar mai ales flori de violete zaharisite, desert delicios și ingredient indispensabil în patiseria fină. Simbol al modestiei, pentru că își ascunde cu pudoare sub frunzele catifelate fragila ei frumusețe, violeta a fost sursă de inspirație în literatură, muzică sau cinematografie. De asemenea, o legendă a grecilor povestește că marele Zeus era îndrăgostit de o tânără pe nume Io, dar temându-se de răzbunarea geloasei sale soții Hera, a transformat-o pe iubita lui într-o junică. Ca să se poată hrăni cu plantele cele mai fine și delicate, Zeus a cerut pământului să creeze o floare demnă de frumoasa Io. Așa a apărut violeta, denumită astfel după numele celei pe care a iubit-o regele Olimpului. De-a lungul timpului, violeta a fost și martora unor destine celebre. Se spune că în timpul întâlnirilor pe care Josephine de Beauharnais le avea cu Napoleon Bonaparte, frumoasa creolă avea întotdeauna un buchet de violete pe care îl oferea iubitului. Iar în ziua anunții, viitoarea împărăteasă a Franței a purtat o roche brodată cu violete. Și uite așa, floarea a făcut istorie. Îndrăgostite și palide violete, scria poetul Petrarca, impresionate de frumusețea florii, care colorează cu nuanțele perfecțiunii balcoanele, străzile și grădinile de pretutindeni.